Bă, dar voi, gata, opriți-vă, bă, dar voi nu știți să scrieți, să spuneți o poezie pe bune, adică ce înseamnă asta, nu știți, dacă vine moșul, voi spuneți așa poezia la îndara, dacă vorbiți sau unde e deodată, voi, astea de lege, voi, tu spui poezia. Bă, păi, dar eu ți-am zis, stau sus răsare, ce te apucă cu pletele galbe? Gata, opriți-vă că vreau să vă spun ceva. Bă, gata, că nu mai vine moșul. Deci nu mai vine moșul. Deci dacă voi vă bateți așa în ziua de Crăciun, în primul Crăciun fericit toată lumea. Bine, lasă că mă duc eu acum să vorbesc cu moșul. Mă duc eu să vorbesc cu moșul acum. Mă terminați să mă. Ce vrei să faceți? Fiți atent, Alice, dar să are dreptate, trebuie să cânti Moș Crăciun cu pletele galbe, pentru că dacă vine moșul, tu îți cânti de Moș Crăciun, că e ziua lui cum ar fi, adică el vine aici. Bă, păi da, că eu îi cânt, eu cânt cu omul meu de zăpadă. A, da, omul tău de zăpadă. Ce mă stai? Bă, uite, bă, Rafale, uite, omul meu e zăpadă. Da, dar el e Olaf, Da, Alice, pare că tu nu crezi că o să primești nimic de Crăciun, deci nu știi să zici nici poezia cum trebuie, Alice, să-ți bagi de tot, ai și un de la... Ok, puneți-vă aici jos pentru că vreau să vă spun ceva, înainte de toate fiți atenți. Bă, dar nesele, cred că ar fi o idee mai bună dacă vine moșul și trebuie vă pune să cântați, să-l spuneți pe rând, tu spui ce vrei și el spune ce vrea, ok? Crăciun! Bă, dar sunt gata, că n-a venit moșoară, gata, mă, dar s-a spus, mă, Crăciun fericit, mă, să vă zic, uite ce frumos stăm noi aici, frumos aici, Crăciun, mă, dar ce va... Da, stai, că trebuie să zic și eu, Crăciun urât, mai. A, da, Crăciun urât, mă, dar stai, mă, Alice, vină, mă, înapoi, Alice, mă, pe bune, adică, gata, termină, te fiți atent, bă, dar v-ați făcut, mă, scrisoarea pentru moșu, v-ați spus undeva? Da, am făcut, da. Supernă, ce supernă, mă, dar să le ia, mă, să mă uit eu. Ai pus ceva, nu ai nimic, dar să le supernă. Ia stai să mă uit, mă, că știu că ai tu ceva aici. Ia să vedem ce a scris dar să le ia aici, dar să le ia scrisoare 3. Dragă moșule, sunt cel mai, mă, ce scrii aici? Cel mai steluțe, ce scrii aici? Băiat din Grand City, sunt cel mai prost, cred că ai scris, bă, dar să sunt cel mai prost băiat din Grand City. Iar numele meu este dar să 2012. Aș dori de Crăciun niște burgeri, ediție specială de Crăciun, pentru că doar asta îmi doresc în viață, să fiu înconjurat numai de burgeri. Abia aștept să vii. Vine moșii, ura, e, iupi, mă, Darusele, bă, tu ești ok, mă, Darusele, cum să-ți dorești numai burger de Crăciun, Darusele? Rafa, fii antenă, deci dacă moșul nu mi-aduce burger, eu o să-l duc pe burger, yeee, iupi! Ok, Alice, tu ți-ai făcut scrisoarea acasă la tine? Eu, da, hai, după mine, Darusele, rămâi acasă, Darusele, stai acolo, joacă-te pe calculator până vine moș Crăciun, că poate cine știe, poate vine câteva secunde, ok, mă, Alice, da, uitați ce a făcut Alice, deci îmi sparge geamul, toate chestiile astea, dar fiți atenți, că a plecat Alice și Darusele nu sunt apropiat de nimeni acum, vreau să vă spun că astăzi vreau să le fac o farsă, mă, what? S-a făcut noapte? Ok, înseamnă că trebuie să cumpăr cât mai repede cadourile, pentru că Darusele am auzit că vrea el niște burger ediție specială, trebuie să mă duc la diner, pentru că eu o să mă costumez în Moș Crăciun și o să fac o voce să nu mă recunoască, ca și cum chiar sunt Moș Crăciun, să le fac eu o farsă, stai că vine, dar Alice, mamă, nu mai spun nimic. Hai, mă, Alice, gata, ai făcut lista, e gata? Hai, rapișcă-te odată, ce ai? Bine, gata, vin, hai că vin acum, lasă, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți după aceea despre ce este vorba, că o să fie ceva super tare, abia aștept. Așa, mă, Alice, hai să văd ce scrisoare ai scris tu, mă, da, Alice, tu ai fost cu minte, mă, să vină moșul la tine, crezi că o să vină moșul la tine, Alice? Da, păi, da, normal, ia uite, că l-am aici, lângă mine, el, da, bine. Da, nu, ăsta să ne moșie, e de jucării, Alice, hai să din ce scris. Dragă moșule de Crăciun, doresc niște ursuleți foarte frumoși, dar aceștia sunt preferații mei, dar vreau ceva mai diferit, niște steluțe, mă, ce e mod asta cu steluțe, că și dar să apun niște steluțe, super, eu sunt Alice cea mai tare, abia te aștept moșul, mă, ce e asta, mă, Alice, pardon, nu Darusel. Eu nu știu, nu mai mi-aduc aminte ce era acolo, da. Hai să-ți arăt ceva. Ce? S-a prinde și moșul? What? Adică și la mine s-a prinde moșul. Vrei să spui că și eu l-am pe moșul ăsta fix la fel, Alex. Mi-am cumpărat și eu la fel. Bă, tu mă copiezi, da. Ia, pleacă de aici, de la mine din casă, să mai vii numai dacă ai cadouri sau bani. Pleacă. Bine, lasă, poate nu mai vine moșul. Vorbesc eu cu moșul să nu mai vină. Ce spui de treaba asta, Alex? Da, ți-am zis să pleci. Hai, de pleacă. Bine, gata, am plecat. Ok, acum am plecat de acasă și trebuie să mă duc repede. Vreau să mă duc să cumpăr treburile astea, să-i cumpăr lui Darusel niște burger ediție specială de la restaurant. Dar știți care este faza? Darusel a zis că el a cumpărat dinerul, dar bine, Federico nu știe Darusel de unde vin burgerii ăștia, nu o să spună Federico nimic, dar înainte de toate, în afară de treaba aceasta, vreau să mai mergem după
după, să mergem și la mall, pentru că la mall trebuie să iau ursulețul, Alex, că na, Alex vrea niște ursuleți, poate găsi niște ursuleți tot așa ediție specială ceva, ce nu mai are ea, pentru că parcă așa a scris în scrisoare, dacă mi-aduc aminte, și după aceea o să ajung repede acasă, tip-til, mă duc sus și mă schimb în hainele de Moș Crăciun, să arăt ca Moș Crăciun și după aceea o să înceapă partea cea mai interesantă, unde o să dar ursuleț, unde dar ursuleț de fapt și Alex o să-l întâlnească pe moșul. Abia aștept și chiar sunt curios pentru că o să-i pun la niște chestii super, super amuzante și abia aștept să vedeți. Mama, după cum se poate vedea, da, Darusel, cică, dinerul lui Darusel, hai mă, pe bune, hai că mă duc acum să cumpăr astea de la Federico, să vedem foarte, foarte frumos, să vedem, mă, ce face, mă, uitați-vă puțin, bă, lui Darusel, mă, bă, Darusele, Darusel, vino aici, bă, stai, ce faci, mă, acolo? Mă, ce faci, mă, acolo? Vino mă, aici, bă, că nu te, hai că plec, Darusel, lasă-mă în pace, nu, mai, gata, plec, mă, duc la cel restaurant, că n-am, ce vrei, ce vrei, Darusel, ce să vreau, nu vreau nimic, Darusel, mă, duc, plec, ediția cadou, ediție specială de suc. Ce mă, sta, da, poțiune de poison. Hai mă, du-te de aici, dar să le, lasă că vorbesc eu cu moșul să nu mai vină, dar să le vrei să-i luăm moșul să-ți bagi în burgerie aia ceva de poison, dar să le, să te otrovească cum vrei să faci. Bă, nu mai da, gata, lasă-mi în pace, mamă, deci se pare că nu putem să cumpărăm de aici, trebuie să mă duc în altă parte pentru că Darusel este aici. Dar ceea ce este bine, știu că acolo la, unde este mall-ul, se mai află un restaurant fix acolo în mall, ceea ce este bine, cumpărăm de acolo burger, nu mai avem niciun stres și o să fie mult mai bine pentru că nu o să fie de la diner. Și poate au ediție specială acolo. Mă, ce faci, mă, Alex? Mă, Alex, ce faci pe aici? Alex, ce faci pe aici? Ce? Uite, am luat și un burger de la cineva de acolo și am vrut să-l mănânc. Dar, da, nu prea vreau acasă și da. A, ok, păi, dar de ce nu te duci acasă? Uite că plouă, ăsta plouă, doamne, e din soare. Uite că e frig aici, Alex, du-te acasă că înghiți pe aici. Ce se întâmplă cu tine? Bă, da, de ce stai? Eu parcă ți-am zis să pleci, pleacă de aici. Bă, eu am plecat, mă, Alex, nu sunt la tine. Bă, mă, deci a nebunit. Mamă, cred că mai bine nu ne mai fac niciun cadou, dar trebuie să le fac, mă, că după nu o să fie prea bine. Uitați-vă la Darusel pe acolo. În fine, mă duc acum repede în mall să cumpăr toate treburile astea. Mă, ce s-a auzit, mă, acolo? What? Oh, în fine, nu mă interesează. Mă, ce fac? Trăsare ca o taină mare, steaua strălucește. Ok. Gata, am ajuns și aici. Sunt în mall. Bă, dar se pare că sunt ursuleți aceștia pe care deși aia vrea Alice. Adică nu mai sunt alții. Pe bune, mă uit pe aici prin toate chestiile astea pe aici. Opa. Mamă, ce bă, what? Cât de șmecheri sunt ursuleții ăștia, păpușile astea. De fapt nu sunt niște ursuleți, sunt niște păpuși. Dar arată interesant, mă, cred că de ăștia. Mamă, cum arată ăștia. Dar pe care să-i cumpăr eu lui Alice? Bă, după așa, după aspect, totuși eu aș crede că lui Alice cred că chiar place ăsta. E și de Crăciun, așa arată super, super bine. Cred că îi l-aș lua pe ăsta, îl aș lua și pe acesta și cred că i-aș mai luat pe ăsta. Hai să iau 3 ursuleți din aceștia, 3 păpuși din aceștia, nu știu ce sunt acestea, sincer, dar da, o să iau astea, după mă duc la Darusel să-i cumpăr acolo de la restaurantul de jos, trebuie să-i cumpăr și eu niște burger ediție specială și după aceea mă duc repede acasă, mă transform în Moș Crăciun și o să înceapă acțiunea. Gata, în sfârșit sunt aproape de casă, vedeți, am cumpărat burgerele lui Darusel și acele 3 ursuleți, uite, vedem că scrie Christmas Teddy aici pe ele și să vedem aici să facem cadou. Bă, ce se întâmplă mai aici? Bă, ce faceți, mă? De unde aveți mămuri și ăștia, bă? De unde au venit? Și ăștia, bă, Alice, ăștia sunt ursuleții pe care toți doreai de Crăciun? Nu, aia sunt ursuleții din sălbăticie care vor să se ducă pe el. De ce l-ai omorât? Lăsați-mă, deja mă enervează. Stai că plec acasă. Mă, dar uitați-vă și Alice, du-te și tu la tine acasă. Bă, dacă vine Moș Crăciun, ce faci, Alice? Nu mai, ce faci, Alice? Poate fi venit moș. Ia, du-te să vezi dacă vine moș. Da, vă las aici să aveți un prieten. Da, o, am înțeles. Hai mă, Darusel, hai mă să mergem în casă, dar să le lasă pe asta. Bă, Darusel, a nebunit, a să tot mă cu ursuleții, mă, Darusel, bine că hai că da, și tu cu, bă, în fine, nu mai zic nimic. În fine, hai să mă duc acum repede în casă, dar Darusel, nu mai zic nimic. Bă, ce mă stai aici? Bă, Darusel, ce caută porcul ăsta la noi în casă? Vorbește, Darusel distrugi decorațiune, Darusel, poți să-mi spui mie ce faci aici? Vorbește și tu mai tare, Darusel, că mă ești nervios. Vorbește, stai lângă mine, uite-te la mine, ce faci aici, că nu te înțeleg. Ok, Darusel, nu mă, bă, dar fii atent, Darusel, nu mă mai interesează, trebuie să dar fii atent, știai asta, Darusel, ia uite-te, bă, că ăsta luminează, Darusel, știai, mă, asta știai? Cum adică unde? Tu nu vezi? Mamă, Rafale, stai, vino. Ce vrei, mă, să faci, mă, Darusel, ce tot mai vrei, să vin unde, ce, ca ce, bă, ce fac, bă, ce,
faci... ok, acum ai făcut... ai făcut tu porcul de Crăciun, că știi tu, dar să ne fie aia că eu mă duc la mine în cameră, să-l Darăsele, pa, pa, du-te, du-te acolo, Darăsele, vezi că... Bine, pa, Darăsele, în fine, mamă, deja mă enervează, Darăsele, nu știu care se faza, a venit el cu porc, știi, bă, într-un fel tradiție de Crăciun, să taie porcul, dar chiar scrieți acolo în comentarii dacă voi ați tăiat porcul de Crăciun, adică ai voi știi, chiar sunt curios dacă s-a întâmplat treaba asta la voi. Și acum începe partea mai interesantă, bă, uitați-vă să deschis aici, în fine, trebuie să mă duc aici să iau costumația de Moș Crăciun cu care... Alex, ce cauți aici? Nu se aude, bă, nu se aude. Da, mă, Alex, pleacă, mă, de aici, lasă-mă în pace, pleacă, tu te la tine acasă, Alex, mă, mă, dar să uite de puțin la Alex, uite ce face, ne spionează din nou. Wow, Darăsele, deci nu vorbești, nu bine, mă, du-te, mă, de aici, pleacă, pleacă de la mine din casă, Darăsele, pleacă de aici, lasă-mă, că eu fac treaba, lasă-mă pe mine, du-te, 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 mă, du-te, mă, că poate vine Moș Crăciun, bă, Darăsele, du-te jos la tine în cap, gata, aaa, mi-ai făcut, aaa, am înțeles, mă, Darăsele, mamă, deci i-am mâncat porcul limba, cum s-a spune, Darăsele, ia să uităm, carne de porc, mamă, e bună, e bună, în fine, hai să ne continuăm treaba, dar uitați-vă ce mi-a făcut Alex aici, în fine, nici nu știu dacă ar trebui să-i mai dau treburile astea, dar o să-i dau, aia, să fie și ea mai fericită, poate nu o să mai facă tâmpenie din acestea, dar acum trebuie să mă costumez foarte, foarte bine în Moș Crăciun și după aceea să mergem să facem planul nostru și chiar sunt curios cum o să iasă totul pentru că o să fie foarte, foarte interesant și abia aștept. Gata, m-am costumat, închidem aici foarte frumos, mergem la baie să vedem cum arătăm, să vedem, să sperăm că nu e dar în cel pe aici pe undeva, ca să nu ne vadă că venim tocmai de sus, să ne uităm aici în oglindă, 3, 2, 1 și bă, uitați-vă cum arăpă, chiar zici că sunt moșul și nu e doar asta, pentru că acum sunt costumat în moșul, dar vedeți că am vocea, poate o să-i dați seama 100% după voce, dar dacă o să fac vocea în felul următor, ho, 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 ai fost cu minte copile, ce vrei să primești de Crăciun? Ceva de genul să fac vocea și da, să sperăm că nu, adică nu o să-și dea seama nici dar să nici Alice. Acum mergem jos repede să punem cadourile acolo, să vedem ce face și dar să-l să vedem. Prima oară vreau să mă duc așa ceva de genul tip til tip til să merg aici foarte frumos aici. Și în 3, 2, 1, ho, 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 hai să pun jo cadourile astea aici, așa, lejer jos și acum să mă... copil... Aha, deci mamă, bă, mă, ce sunt ești, mă, ce sunt ești? Da, da, copile, eu sunt mai prins, copile, ia un loc aici, dacă tu mai prins, vreau să iei un loc, ia un loc cu moșul aici, așa, frumos și moșul lângă tine, foarte bine, vreau să-mi spui cum te cheamă pe tine. Pe mine mă cheamă Darăsel, bă, mă, sunt, dar pute ce-am camere, bă, bă, dar pute-o leagă, pute. Cum adică pute, copile, păi, dar nu știu ce ai tu pe aici, în fine, auzi, copile, ai fost cu minte anul acesta? Da, bă. Cum adică vorbești cu bălul Moș Crăciun? Cum adică? N-ai înseamnă că nu ești cu minte. Unde a, sunt ai tăi? Părinții tăi, unde sunt? Vino după mine, să se ia părinții mei. Stai puțin, mă, copile, stai. Uitați-vă puțin, a dar vezi ceva. Ce în fine? Stai, stai puțin, copil. Uite, uite, uite. Ce sunt cu oamenii ăștia de zăpadă, copile? Sunt părinții mei, uite, ia stai, ia tu te bă Mamă, copile, ești cam obraznic, cred că o să plec la casa de lângă, la celălalt copil, ție nu o să-ți mai dau nimic. Moșu, vino, moșu, vino, eu am mâncat. Da, uitați-vă, dar să le cădă, da, deci mă enervează, dar să uitați-vă la el, cum faceți, deși cum moșu se comportă așa, ok, deci probabil la el, dar să cum faci. Uite, uite, ce e asta, copile, mulțumesc, fii atent, copile, hai, 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 da, nu, nu, sunt lehnit acum, nu, 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 nu mi-e foame, nu mi-e foame, hai, te rog, copile, coboară aici. Ce, ce, ce? Hai, hai, urcă acolo, bătrâne, urcă, urcă așa. Gata, gata, copile, mersi că ai grijă de mine. Fii atent, ce vrei să-ți aducă, moșu, copile? Ce vrei așa de Crăciun tău? Pentele, bă, eu vreau un iPhone 14. Un iPhone 14? Păi, da. Stai puțin, tu nu ești băiatul ăla de voia nici de burgeri. Ba, da, da, dar fii atent, eu vreau... Ok, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Știu, vrei, știu o poezie să-i spui și lui moșu, o poezie, lui moșu, o poezie. Moșu, eu știu cu părul, crezi fără rata? Fără rasa nicotez. Ok, copile, cred că nu o să-ți mai dau nimic. O să plec în căutare după altcineva. Nu, Moș Crăciun, cuplete d'albe, a sosit de primă ne și aduce. Văd că ești talentat. Gata, gata, copile, e de ajuns. Văd că ești talentat. Ok, fii atent, copile. Ia uite ce cadou ți-a adus, moșu. Deci pe tine te cheamă Darăsel, da? Tu ești Darăsel, da? Bă, Darăsel șeful, tot pentru tine. Așa am, Darăsel șeful. Așa am zis. Cu cine vorbești? Cu cine vorbești? Mai cineva pe aici? Bă, uite, cu ăsta, cu ăsta. A, cu moșul ăsta. Ok, fii atent. Ia uite, din partea moșului, ediție specială. Parcă-l tă la Moș Crăciun. Bine, bă. Fiantele, tu ești fraier, fiantele, ești fraier și tu ești cel mai bun, yeee! Dar vorbește cu minte, copile, fii cu minte, gata, auzi, acum o să plec de la tine, dar vreau să-mi spui, pe aici este o fată pe nume Alice? Nu, bă,
Moșu, stai, vino, moșu, vino. Ce, copile, ce? Ce, nu, mă duc, plec. Copile, fii atent, știi o fată pe nume Alice, pe aici, prin apropiere, unde stă, știi unde stă? Da, e pe acolo, vino. Acum, ok, copile, hai că vin acum, stai ușor, ia ușor, hai să mergem acum, ce, hai copile, tu n-ai părinți, ești singur aici? Da, sunt singur, pe mine m-a lăsat părinții, dar fii antenămușu dacă vrei, tu poți să fii părinte, yeeey! Nu, copile, eu am o grază de făcut, adică eu vin moși odată pe an, mă vezi, acum mai văzut, dar acum hai să mergem, unde mă duci? Uite, în casa aia, uite, acolo, casa asta, uite. Gata, copile, asta este casa fetiței, îți mulțumesc că acum poți să te duci la tine acasă, să... Uitați, moșu, o găină pe ăsta, părinț, pe Rudolf, pe cum mă cheamă, Rudolf? Bine, da, du-te, copile, acasă, că eu o să mă duc acum, deci dacă ai spus că aici asta, mă, ce... Alice, un vinul ăla, uite, e moșu, ce dorme, ce zice? Ho, a venit moșu! Ce, chiar tu ești, Stai puțin, ai speriat-o pe săraca fată, dormea, trebuie să... Bă, tu ai speriat-o! Cum adică, așa vorbești tu cu moșul? Nu, dumneavoastră a speriat-o, dumneavoastră! Auzi, fii atent, tu trebuie să te duci la tine acasă, pentru că altfel lăsam eu cadourile aici și le vedeai iată dimineață. Ok, hai că le las pe aici. Da, uitați-vă la dare cel cumva ce trebuie de asta, deci mă enervează. Te-ai lovit. Aho, dar ce vă aduce pe aici? Ce faci acolo? Așa, fetiță, păi, dar e cam obraznic copilul ăsta. Eu am adus cadouri, dar e cam obraznic, sincer. Tu, hai să luăm loc pe canapea și să-mi spui mai multe despre tine. E băiatul ăla pe undeva, uite-te la el. Ce faci pe aici? Pleacă acasă, copile. Lasă-l, spune-mi tu mie mai multe. Ce cadou mi-ai adus ce s-a încerut? Păi fii atentă, ia loc acolo, vreau să-mi spui o poezie lui moșu, ca să vedem dacă ai fost cu minte sau nu, dacă știi. Mă, cred că o să vorbesc cu părinții lui și nu o să mai bei cadouri copilul acela. Așa, acum că a plecat băiatul acela care cam ne-a stâmpărat, cred că la anul nu o să mai vin pe la el, vreau să-mi spui, deci pe tine te cheamă Ales cumva, Ales? Da, așa mă cheamă, da. Ok, și vreau să-i spui lui moșu, vreau să-i spui o poezie ca să primești, pentru că moșu ți-a adus niște cadouri pe care tu ți le doreai foarte mult. Da, pe bune, adică, desigur, stați să mă gândesc la o poezie, nu știu ce. Copile, pleacă de aici, de la geam, du-te la tine acasă, la anul nu o să mai vină moșul la tine. Ok, gata. Alice, vino. Ai vede ce e acolo? A pus el un moș Crăciun, da. Bine, cred că m-am gândit la una, da, destul de bună, așa. Așa, Alice, pune-te, stai acolo și spune lui moș o poezie pentru moșul, să primești cadourile pe care tu ți le-ai dorit. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeț să aducă daruri multe la fetițe și băieți. Scoate punga și de bani și cadouri. Iar a venit băiatul ăla, ți-a deschis ușile, nu știu unde. În fine, lasă-l, ok, dar mai cânt odată, dar să cântă gen așa. Moș Crăciun cu plete, Moș Crăciun cu plete talpe, a sosit de prin nămeț, el la duce daruri multe la fetițe și băieți. Ok, foarte frumos. Uite, am pentru tine, ți-am pregătit ceva și tu îți doreai. Sper să-ți placă, să fie potrivit pentru tine. Ia uite, primul cadou, al doilea și al treilea, ursuleț. Ursuleț, ediție specială de Crăciun, nu-mi vine să cred că sunt preferații mei la modul cel mai serios. Mă bucur că-ți plac, eu o să plec acum, pentru că trebuie să mă aduc și... unde pleci, că trebuie să vezi cum îi pun, hai, după mine, hai. Ok, eu mai am puțin timp. Ce cauți aici? Ok, lasă-l acolo, dar tu-l cunoști pe el? Eu nu-l știu, e un vecin mai așa, da, uite, deci, stați să mă gândesc, punem pe ăsta aici și pe ei doi aici. Ok, foarte frumos, deci a venit Ok, eu acum, ok, și băiatul ăsta, ciudat, eu o să plec acum, o să mă duc la cer. Nu-mi fura ursuleții, dă-mi-l înapoi, uite, vezi, să te duci să iei cadouul, du-te și ia-l înapoi că mi l-a furat. Ok, băiatul, lasă-i aici, da, ce fa... Ok, băiatul, la anul nu o să mai vină, mă, și la tine ești foarte neastâmpărat. Da, după cum se poate vedea, vedeți cum face, dar să le cam ciudat, Alice, poți, cred că s-a bucurat, sincer, că să sperăm că s-au bucurat toți bine, dar să le deja s-a bucurat, am... Mă, copile, ce faci aici? Cum te-ai teleportat lângă mine? Copile, ce-i bățit? De ce nu mai vorbești, copileța? Păi vezi, copileța, deci știi de ce nu mai poți să mai vorbești? Pentru că ești un copil rău și nu o să mai vină nici moșul la anul, deci trebuie să fii mai cu minte, ok?
Da, deci de-aia nu mai poți să mai vorbești. Ok, tu te acasă la tine, copile. Fii cu minte, copile. Mă... Deci da, uitați-vă pe ei acolo în spate, uitați-vă și la Alice și la Darusel, dar în fine, nu mai contează, asta am făcut pe moșul, din păcate, da, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Darusel și cu Alice, Alice, adică, da, Darusel e cam ciutat, nu știu de ce face treburile astea, nici nu mai vorbește, nu știu ce face, mamă, ce face Alice, în fine, da, cam atât a fost, data viitoare, să sperăm, adică nu mai vreau să mai fiu moșul pentru ei, pentru că a fost prea de tot, sincer. Apropo, voi ce ați primit de Crăciun? Scrieți voi acolo în comentarii și un Crăciun fericit la toată lumea, pentru că da, cu Darusel nu prea e Crăciun fericit, dar a fost amuzant, cât de cât să zic, mai mult a fost bătaie, adică într-un fel amuzant, dar a fost mai greu pentru mine, că trebuie să vorbesc cu vocea de Moș Crăciun, dar da. Sărbători fericite, Crăciun fericit și scrieți voi acolo în comentarii ce v-a adus moșul. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.